Programul de desfășurare a lucrărilor și din ce ordinare al Consiliului Local din data de 18 decembrie 2014, în conformitate cu hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 30 iunie 2014 și cu articolul 35 din legea administrației publice de valoare publicate cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispoziției primarului municipiului Resa numărul 3869 din 12 decembrie 2014 privind convocarea Consiliului Local ședință ordinară, devine sarcina de a deschide și conduce lucrările ședinței noastre de astăzi. Fiind prezent 20 de consilieri, conform articolului 40 alineat 1 din legea numărul 205/2000 în administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ședința este legal constituită și se pot adopta hotărâri. Lipsesc motivat următorii consilieri, doamna Borges. La lucrările ședinței a fost invitat să participe conducerea SC Bradă SRL, conducerea SC Expedition Ro Adir SRL, conducerea SC Aquacara SA, punct de lucrurile SA, conducerea SC Supercom SA, punct de lucrurile SA, conducerea societăților comerciale și a instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local, șef de servicii ai serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și director și șef de servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Vă informez că, în conformitate cu prevederea articolului 42 alineatul 5 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecarei ședințe se prezintă procesul verbal al ședinței precedente, sens în care v-aș ruga să-mi permită să-i dau cuvântul domnului secretar Bucur Lucian Cornel. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, oamenii și domnul consilier. Mă rog să-mi permite să vă spun atenție conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 12 decembrie 2014. Dacă sunt obiecții, dacă nu, cine este pentru, împotrivă, abține. Aș dori să fie analizate, dezbătute și aprobate astăzi, și anume proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Resa pe anul 2014, proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitație a terenului suprafață de 297 de metri pătrați situat în Resa, strada Libertății numărul 1, identificat în CF numărul 597 Resa Română, numărul propriu este specificat în materialele din fața dumneavoastră, în vedere extinderii construcții existente, cu terasa acoperită către sece rata SRL pentru o perioadă de 49 de ani. Proiectul al 3 de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, canalizarea menajeră în localitățile sectorului culturale și uniuni din municipiul Reșița. Proiectul numărul 4 de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiții, canalizarea menajeră în localitățile sectorului culturale și uniuni din municipiul Reșița. De coborârea Sfântului Duh, fostă parohie ortodoxă română creștină. În condiții de anul 11, alineatul 6 de normă, 35 de normă, ulterioare. Informez că președintele Comisiei de Validare, care urmează să fie ales din cadrul membrilor Comisiei de Validare, va proceda după închiderea mătării la deschiderea urnei și va citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele și prenumele candidaților care au fost votați, iar secretarul Comisiei de Validare va contabiliza voturile pentru fiecare candidat. Duruț Gabriel, Amato Duzar, Morele, Marșali, Iarău, Irene Costel, Thank you.
Toni, ia-ți clambele de acolo. Azi, dacă aici sunt patru, ele. Sunt fericit că mă apun la această impostază. Este o funcție care mă face să devin mult mai responsabil. Sunt sigur că vor fi multe provocări de acum înainte și voi face, sau cel puțin cred că voi face față cu brio tuturor solicitărilor. Voi pune umărul alături de colegii din primărie, de conducerea primăriei, domnul primar și domnul viceprimar Clina, ca lucrurile să meargă bine în orașul nostru. Nu știu să vă spun acum, pot să vă spun doar că astăzi a fost îndeplinită o formalitate, într-un fel a fost răspătită consecvența grupului care a fost PPDD până la ordonanța 55, seriozitatea de care am dat dovadă până acum în abordarea tuturor proiectelor care ne-au fost prezentate în ședințele de Consiliu și pot să vă spun că, cu ghilimele de rigoare, politica pe care o voi duce și în continuare va fi în favoarea cetățeanului. Unele în regim de urgență, altele analizate deja acum o săptămână în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Astăzi a fost ales un al doilea viceprimar. Votul a fost evident politic, au fost făcute anumite afirmații și acum, eu știu, două săptămâni. Din câte cunosc, știți și dumneavoastră, de altfel, pentru că asta este viața administrativă și politică de zi cu zi, se iau decizii politice, politicul influențează economicul, eu mă supun voinței politicului local și numai local. Decizia probabil vine de mai sus, de la București. Știu că au avut loc tot felul de susțineri politice, așa cum o persoană poate fi pusă politic la fel într-o funcție, la fel poate să renunțe la această funcție datorită faptului că există alte interese politice. Cu siguranță că după aceste câteva zile, când toate hotărârile vor ajunge la prefectură, iar după avizul favorabil a conducerii prefecturii, noi o să facem acea analiză și cu siguranță vom găsi o locație, ne vom gândi și la atribuții, la ofișa postului și așa mai departe, cu privire la activitatea viceprimarului. O să clarificăm niște lucruri. Vreau să vă mai întreb ceva. Cât timp a stat Reșița fără viceprimar și de ce a durat? Eu pot să lucrez și cu doi viceprimari și cu mai mulți și fără niciunul și așa mai departe, pentru că există aparatul de specialitate foarte, foarte serios în cadrul instituției noastre. Viceprimarii sunt aleși din cadrul consilierilor locali, care, știți, sunt pe liste ale unor partide. Adică sunt reprezentanții unor partide. Eu vreau să fac politica reșițenilor, așa cum am făcut-o, politica administrației locale și restul cuvintelor sunt de prisos. Thank you.